Sărbătoare mare, sâmbătă, înclisura Dunării pe tărâmul mirific al smochinelor de la Zvinița. Ca în fiecare an, la început de toamnă, are loc festivalul smochinelor, unde localnicii vin să se laude cu cele mai gustoase dulcețuri și cea mai bună țuică obținute din aceste fructe. Festivalul, ajuns la ediția 17, a fost organizat de Primăria Comunei Zvinița și a reușit să atragă, ca în fiecare an de altfel, tot mai mulți turiști dornici să guste dulceața de smochine. De cât timp locuiți în Zvinița? De când m-am născut. Această tradiție cu smochinele. Ați moștenit-o? V-ați apucat dumneavoastră de ea? Nu, am moștenit-o. Ce bătrâni tot am avut smochinele. De mulți ani. Ce faceți în afară de țuică? Țuică și gen. Participați la concurs? Am înțeles că un concurs. Da, da, aici acum. Ați mai participat până acum? Nu, nu. Am participat așa cu țuica. Acum, nu, anul ăsta, nu. Știe lumea de Zvinița, de țuică, de smochine, de dulceața de smochine? Da, da, mă, știe lumea, știe. Că au fost și de la București, au căutat aici. Gen mai mult, nu ăsta, dulceața. Așa gem, eu mai mult fac gem. Aveți vreo rețetă mai specială sau e rețeta clasică? Nu, rețeta tot așa. Dar depinde unde faci țuică, unde faci dulceața. Tot acasă facem. Aveți mochine sau aveți mochinele din comună? Mochine aici am casă. Stradă 3. Am 3. E greu ca să ai grijă de smochin? Nu, nu e greu, nu mai iarnă câtă să le acoperi la rădăcină să nu îngheapă. Acum 3 ierni a fost nenorocire. Nu, nu, anul trecut celălalt, nu, a fost bun. Da, da, a fost o iarnă când practic 2-3 ani de când au înghețat și n-au rodit nimic. Urmă iară au început de la rădăcină. Au ieșit. Cât timp ia ca să faci o dulceață de smochine adevărată? Vreau 3 ore, depinde și cum dai foc. Bun, ce să vă zic, foarte bun. Cum ați descriu? Deosebit, că n-am mai băgut niciodată. Deosebit de orice altceva. De caise, de prune, de... Am băut din multe. E bună. E mai fină? Nu sunt așa un cunoscător să zic că e acum... Fac propagandă. E bună și gata, gustați și dumneavoastră. Bate whisky? Bă, la examă de ploșniță. Nu se compară. Nimeni nu se compară. Antena. Da. E bun. V-ați mutat locul. Nu mai sunteți lângă primărie, sunteți în parc. Cu ce ați venit de această dată? Cu voință mai multă, cum să zic. Rest, dulceața e aceleași smochine, aceleași rețete, doar că au făcut mai multe femei. Deci nu numai eu cu colega, au fost mai multe grupuri. Aveți smochine în curte? Da, da, da. Am și în curte și în grădină și am și puieți în jurul grădinii. Am mai multe, da. În același timp, cam cât vă ia ca să faceți o dulceață adevărată de smochine? Păi, ne ia destul de mult timp. Dacă pui culesul, încep cu culesul și până termin, durează jumătate de zi. În tot acest timp, ce se caută mai mult? Țuica sau dulceața? Dulceața, dulceața. Dulceața se caută, dar și țuică. Văd că anul ăsta... Primăria localității a acordat și premii pentru cea mai bună dulceață, dar și cea mai bună țuică din smochine. Jiri, mora să bea apă, că nu putem fără de apă. Greu să delivrați. Dificil? Da, pe foarte greu. Și după ce criterii? După dulceață, după ambalaj, după ea, de exemplu, cei care au venit în pahare, normal, au un punctaj mai scăzut. Nu neapărat, actul comercial contează partea estetică. Suntem la un concurs, partea comercială are acolo. Chiar și primăria din localitate are propria sa livadă de smochini întinsă pe 2 hectare, pe care a reușit să o amenajeze în 2011 cu un ajutor din partea Organizației Națiunilor Unite de 75.000 de dolari. Și tot din 2011, produsele zvinițelilor poartă întotdeauna brandul comunei, pentru că primăria Zvinița a reușit să omologheze dulceața de smochine ca produs tradițional sub marca Dulceață Smochine de Zvinița. Avem o plantație a primăriei pe care am înființat-o în 2010 printr-un proiect GFSGP. Și o întreținem cu oamenii de la primărie și cu cei de la ajutor social, nu presupune niște costuri deosebite.
Smoking? Festivalul acesta, ce ne puteți spune despre el? De ce l-ați înființat? Anul acesta, în Comuna Sfinița, se desfășoară Festivalul Smochinelor, ajuns la ediția 17-a, sărbătoare deja devenită tradițională pentru noi, pentru locuitorii comunei. În această frumoasă zi, locuitorii din Comuna Sfinița își scot la vânzare produsele obținute din acest arbust numit smochin. Vând dulceață de smochină, prăjituri din smochine, țuică din smochine, gem de smochine, plus alte bunătăți obținute din smochin. Încercați cumva să-i ajutați, să promovați localitatea? Bineînțeles, încercăm să-i ajutăm. Smochinul poate să le mai rotunjească puțin veniturile, ca și așa zona noastră nu este propice dezvoltării unei agriculturi care să le aducă mari beneficii. Intenționat sau este deja înregistrată la OSIM dulceața de smochine? Intenționăm ca în viitorul apropiat să facem un adevărat brand din smochin, din cultura smochinului. Până în prezent avem înregistrată la OSIM eticheta dulceață de smochin de Sfinița. Sper că în viitor să obținem și pentru țuică de smochine și pentru celelalte produse. Consumul când este tare, n-ai șanse să-l mănânci. Cum e? Vin oamenii prima dată, se miră, cei care n-au văzut până acum? Da, cum e posibil? Parcă ar fi în Grecia sau nu știu unde. Sigur, noi suntem obișnuiți, cum suntem obișnuiți și cu frumusețea locului, că zic, mulți rămân uimiți până ajunge la Sfinița de fileul cazanelor, de toată clisura Dunării, care, într-adevăr, este un loc minunat. Știți că aici Dunărea a despărțit munții Carpați de munții Balcani și a creat peisaje minunate. Și datorită probabil condițiilor mai grele de locuit, de trăit pe aceste meleaguri, și oamenii au devenit mai vrednici, mai buni, mai gospodari, să zic așa. Da, e posibil să crească și alte plante dintr-astea mediteraneane pe lângă smochin? Da, în ultimii ani chiar am experimentat, am văzut că a început să se pot cultiva kiwi, deci nu îngheață iarna. Kiwi, avem și 2-3 arbuși de măslin puși de vreo 2 ani. Deci încercăm acum, deci încă pe bază de experiment, să zicem așa. Da. Manifestările au debutat cu întregeri sportive, mini-fotbal, șah, tenis de masă, darts și s-au încheiat la orele serii cu o paradă a costumelor populare și cu un program artistic susținut de formații din Serbia, Moldova Veche, sunt Nicolau Mare, Belobreasca, Godeanu și Zvinița.